La o săptămână de la aprobarea în Consiliul Local Municipal a proiectului de înființare a Organizației de Management a Destinației Suceava, orașul Cetății de Scaun, a fost deja convocată prima întâlnire a celor care vor funcționa în această structură. Au fost prezentate de primarul Ion Lungu intenția și strategia municipalității pentru realizarea acestei organizații, demersurile făcute pentru titulatură, dar și oportunitatea înființării acestei structuri. La această primă întâlnire tehnică au participat reprezentanții ai Consiliului Județean, ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ai Universității Suceava, ai operatorilor care lucrează în domeniul turismului, precum și reprezentanții ai centrelor comerciale. Am prezentat intenția și strategia municipalității pentru realizarea acestei organizații, demersurile pe care le-am făcut pentru titulatură, oportunitatea înființării acestei structuri și modalitatea de finanțare. Am subliniat de asemenea investițiile pe care le vom face pentru infrastructură de turism, în mod deosebit în turismul de agrement, zona agrement, parc Șipote, parc de aventură în pădurea Zamca, aquapark pe o suprafață de 3 hectare în interiorul complexului sportiv, montare fântână arteziană cântătoare la zona de agrement Tăraș, roată panoramică în zona Cetății de Scaun, a declarat primarul Lungu. Componenții organizației vor plăti o cotizație pertinentă anual, iar ponderea finanțării pentru aparatul de funcționare a acestei organizații va fi finanțată din taxa pe turism pe care o vom introduce la nivelul municipiului Suceava. Modelul de statut, modalitatea de finanțare este la fel ca la Oradea sau la Cluj-Napoca, unde funcționează de fapt aceste organizații. A fost stabilit ca termen de aderare a participanților până la data de 28 februarie 2022. După constituirea organizației de management a destinației la nivelul municipiului Suceava, vom adera la Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România. Am convingerea că putem avea în municipiul Suceava o activitate în domeniul turismului în avantajul agenților economici din acest domeniu și al municipalității, a concluzionat primarul Sucevei Ion Lungu.